zi de sărbătoare pentru gamerii de pretutindeni și anume Fortnite-ul se închide, boys. Yes, în sfârșit am luptat atâta timp să se închidă TikTok-ul, s-a închis TikTok-ul, am luptat atâta timp să se închidă Fortnite-ul, se închide Fortnite-ul, let's go, boys. Ok, lăsând totul la o parte, cred că ați văzut faptul că Fortnite-ul momentan este în război juridic cu Google și cu Apple Store-ul. Fortnite-ul este scos de pe Apple Store și de pe Google Store. Adică, practic, Fortnite-ul nu o să mai fie jucabil pe telefoane pentru că nu o să mai ai de unde să-l descarci pe telefon. Ceea ce e un big ups din partea Epic Games. Și hai să vă explic și de ce. În caz că nu sunteți uh, la curent cu știrea și așa mai departe, Fortnite-ul a încălcat regulile storurilor de telefoane și anume că și-au făcut tranzacții în joc de V-Bucks și nu prin App Store sau cu Play Store sau cum se numește la de Android, nu știu, nu folosesc. Tu ca game developer de jocuri de telefoane, ca să spui jocul pe App Store, trebuie să semnezi un agreement, un contract cu, cu storul respectiv că tu 30% din tranzacțiile, microtransacțiile din joc se duc la storul respectiv, adică la Apple sau la Google, whatever. O să vorbim de Apple că e mai ușor. Și Fortnite ăștia ce au făcut? Ei au făcut un bypass la toată treaba asta ca să nu mai plătească ei deloc taxă la, la Apple, au făcut uh, o tranzacție în joc în care au pus reducere de 20% de V-Bucks, gen plăte primești mai mult V-Bucks cu 20% dacă plătești același preț ca și cum ai fi plătit pe, pe App Store să cumperi V-Bucks. Toți banii le revin celor de la Epic și nu trebuie să plătească taxa de 30% către App Store. Bă, dacă mă întreb pe mine, e un lucru de că cadru de tot făcut de către de la Epic. Și acum ei să ai revoltați că vezi, doamne, ce ni s-a întâmplat, nouă mamă, dezastru, ce ni s-a întâmplat, Free Fortnite. Ce Free Fortnite, frate, ești nebun? Tu când îți pui jocul pe App Store, astea sunt regulile torului. Da, e groznică taxa aia de 30%, dar astea sunt regulile, frate. Tu când pui la, la vânzare produsul tău, îl pui pe un marketplace. Și marketplace-ul ăla, bineînțeles, care are regulile lui proprii. Și tu semnezi un contract și practic ai încălcat contractul ăla și aia înseamnă că au tot dreptul să facă ce vor ei cu jocul tău, să-l scoată de tot. Au tot dreptul, nu? Și na, ei să ia, ia revoltați. Acum Free Fortnite, Free Palestine, e yeah. Da, nasol și bineînțeles că lumea sare în în, în, ajutorul Fortnite-ului pentru că nu nou know, copii. Nu știu ce înseamnă chestia asta și nu, nu se interesează absolut deloc. Nu mai văd acolo Free Fortnite, pa nu mai putem să ne jucăm Fortnite pe telefon. Free Fortnite, Free Fortnite, dar nu e chiar așa. Da, e groaznică taxa e de 30%, nici mie nu mi-ar plăcea să fiu game developer și să fi trebuit să plătesc 30% din tot venitul meu. Gândește că la fel e și pe Steam și gândește să faci un, să fii tu acum, da, să faci un joc și să fie, să fie un joc indie din asta care nu, e, nu are o mie de, de oameni. Că ai venit tot jocul, ai venit tot frate. Să zicem că faci 2000 de euro pe lună din jocul ăla, dar 30% din ăia 2000 de euro trebuie să dai la, la Steam. Gen, e enorm de mult pentru un developer de, de joc mic, dar bă, ăștia de la Epic, frate, come on, man. Dita mai corporație, cel mai mare joc din lume. Nu știu cine au venit cu ideea asta să facă chestia asta, dar au fost cea mai proastă greșeală existentă făcută de Epic de când o scos Fortnite-ul pe piață. Inasol, a o pierdut o grămadă de bani, o pierdut o grămadă de chestii, o pierdut o grămadă de, de, de oportunități. Gândește-te că acum ăștia de la Fortnite poate nici măcar nu să-și mai poată pune jocul pe piață pentru că ăștia de la Apple nu o să vrea să facă chestia asta sau e de la Google. Și că tot vine vorba de, de decizii proaste, faceți și voi o decizie bună și luați-vă ochelarii de la Raven, sponsorii noștri care fac niște ochelari top tier când vine vorba de calitate, ochelari de calculator, protecții pentru calculator sau multe alte modele pentru ochelari de soare sau ochelari pentru mașină și așa mai departe. Personal vă zic sunt niște ochelari genial când vine vorba de raportul calitate-preț. Este un preț genial, calitate super bună. Ochelari de soare polarizați tot ce trebuie, tot ce vreți voi să arătați bine, să aveți și ce fac ca lumea pe voi. Link în descriere. Transport gratuit plus 20 de lei reducere cu codul RED. Uite băieți că avem și niște articole în română, văd că au fost jurnaliștii astea din România rapizi. Două rânduri aici ești nebun de articol. Apple a exclus cunoscutul joc Fortnite din App Store. Compania Epic Games, proprietara jocului, a dat Apple în judecată. A, ah, da, am uitat să zic și chestia asta, că așa de la Epic o dat Apple în judecată. Tu te duci într-o instituție, încalci regulile instituției, instituția te dă afară pentru că ai încărcat regulile și după aia tu ești la care dă în judecată instituția pentru că te-o dat afară când tu ai fost de vină. Bine, cine știe ce mai este spatele procesului și așa mai departe, chestii pe care noi nu le știm, bineînțeles, dar sunt tare curios să văd unde o să ajung chestia asta, e foarte interesant. Apple a eliminat joi cunoscutul joc Fortnite de pe App Store, afirmând că aceasta a încălcat regulile Apple pentru platforma sa de distribuție de software. Compania Epic Games, proprietară Fortnite, a reacționat prompt, dând în judecată Apple, pe care o acuză de comportament anticoncurențial, relatează CNBC. Astăzi, Epic Games a luat măsura nefericită de a încălca regulile App Store, care sunt aplicabile în mod egal tuturor dezvoltatorilor și care au rolul să mențină magazinul sigur pentru utilizatorii noștri. În consecință, aplicația Fortnite a fost eliminată din magazinul nostru, a declarat un purtător de cuvânt al Apple într-un comunicat. So yeah, Fortnite is fact. <laughs> Rip fortnite o să închidă Fortnite-ul Bă, I don't care, man Nu-mi pasă mie, sincer, personal Dar mi s-a părut o chestie foarte interesantă Și poate și pe voi vă interesează chestia asta Și am zis că, man, hai să fac și video de genul Știi ce zic? Dacă vreți o să mai discutăm O să mai fac video în care discut despre știri Ce se întâmplă în lumea virtuală sau așa mai departe Sau ce se întâmplă la în noi în România mai ales Mi-ar plăcea să fac chestia asta dacă sunteți interesați, why not? Pentru că eu am balo la o grămadă de chestii astea de știri. Îmi place să, să fiu informat cu ce se întâmplă în jurul meu. Așa că dacă vreți, pot să vă zic opinia mea despre ce se întâmplă. Pot să fac video din astea destul de des, pentru că mereu se întâmplă câte ceva. Așa că ziceți-mi în comentarii dacă vreți, aștept feedback și ce zic. Pe mine nu -mi prea pasă ce se întâmplă cu Fortnite-ul, pentru că unul nu mă joc Fortnite, doi nu mă joc pe telefon. Că man, cine dracu să joacă pe telefon în 2020 când ai calculator și poți să faci absolut orice pe calculator? Adică, bă, mobile gaming-ul e huge. E huge rău de tot, adică văd pe Facebook mereu mi-apar live-uri random pe feed de la chinești care se joacă PUBG pe telefon și îți drup totul pe acolo, mi se pare incredibil și am văzut mulți români care fac live pe Facebook gaming cu PUBG, man. Cum că să faci like pe Facebook Gaming în primul rând, dar na, fiecare cu ce poate după cum am zis. Sper că plăcut episodul, eu am fost red, a fost un rant așa micuț despre, despre tot ce s-a întâmplat în ultimul timp în legătură cu Fortnite-ul, pentru că știu că mulți dintre voi ați jucat Fortnite sau poate mulți dintre voi știți despre ce, despre ce, este vorba, pentru că ați văzut deja la alți YouTube sau poate ați văzut pe internet pur și simplu că, na, e știre mare chestia asta. Și e curios de opinia voastră în comentarii, ce credeți despre toată treaba asta. Eu am fost red, v-am pupat, boys, să, să aveți o zi blană, stați hidratați. Peace.